Salutare și bine te-am regăsit, sunt Mihai de la iTradeHub, Hub iar în această înregistrare voi face o scurtă analiză și un plan de tranzacționare pe aur. Pentru cei care sunt noi pe acest canal YouTube sau pentru cei care nu mă cunosc, așa cum am spus și în intro, acest video nu reprezintă sfaturi de investiții sau tranzacționare, ci este doar strict opinia mea, are un caracter educativ și... Arată practic sistemul meu de tranzacționare. Acum, cred că de fiecare dată, înainte să încep, sau poate după ce am făcut acel plan de tranzacționare, am atenționat și am spus despre importanța unei analize fundamentale înainte de a face o analiză tehnică. Deoarece trebuie să ținem cont de ea, iar în acest moment, astăzi fiind miercuri 3 mai, este ora 17. Tot ce pot să spun este că ar trebui să fim cu ochii pe calendarul economic și în principal pe ceea ce o să se întâmple la ora 9 sau 21 ora României și anume o ședință Fed în care probabilitatea este foarte mare ca um, să crească dobânda de referință cu încă 25 de puncte, deci probabil rata dobânzii va ajunge la 5,25. Inflația, chiar dacă a scăzut, este în continuare ridicată. Așa cum știm, produsul intern brut este în scădere, rata șomajului încă mică, e chiar la nivelul de dinainte de pandemie, și toate aceste date ne ar putea duce, către, ne ar putea aduce în mod teoretic către acel soft landing, însă lucrurile de la teorie la practică. Se petrec în scenarii pe care prea puțin putem să le controlăm sau să le anticipăm. Pentru o analiză care ține de aur, ar trebui să luăm în considerare și piața asiatică, unde și aici avem o scădere a majorității economiilor țărilor din zona asiatică unde avem totuși o inflație mai mică și rate scăzute ale șomajului. Cam aici ar fi să zic așa un brief pe fundamental, așa cum am spus, de care să ținem cont inclusiv astăzi la ora 21, să vedem efectiv nu neapărat acea creștere până la 5-25, ci mesajul care ne va fi transmis cu ocazia ședinței FOMC. Bun, acum haideți să trecem la grafic. Iar pe grafic ce am putea să observăm este că prețul a avut această creștere, a depășit, să zic, acea zonă de echilibru în care a fost zilele trecute. Suntem pe graficul daily însă pe mine nu nu mă tentează să intru în acest moment într o tranzacție de cumpărare. Am fost tentat și chiar am și intrat într o foarte foarte scurtă tranzacție de cumpărare, să am închis manual pentru că am văzut că prețul nu a avut un impuls așteptat. însă în acest moment eu aș prefera să am o corecție mult mai adâncă fie să se intersecteze cu această linie de trend, fie chiar să o depășească, să ajungă în zona de la 1904. Mie mi-ar da totuși o intrare și argumente mult mai bune de a intra într-o tranzacție de cumpărare. Prețul este foarte aproape de maximul istoric de la 2073, am fixat această linie de nivel de la maximul istoric, prin urmare nu, am, nu aș avea un raport de risc-profit foarte bun dacă aș intra de exemplu acum, stop loss-ul ar fi foarte mare, este un nonsense, este ceva ce nu ar trebui să facă niciun, niciun trader poate doar pe o mică creștere după care o retestare a nivelului de la 1993 după o lumânare de confirmare eventual o tranzacție pe time frame-uri mici, o să intru și pe un time frame mai mic, pe H4 și pe H1 se vedem în detaliu. însă ar fi tranzacții cu targetul de final cu targetul de profit final de la maximul istoric 2000, în zona 2073. Deci în această zonă. De ce? Pentru că am văzut că acest maxim a produs respingeri de două ori, dacă mergem și ne uităm pe hai să mergem pe weekly, știm cu toții, avem aceste două Maxime, în care prețul a respins și a respins brutal. Deci, ne putem aștepta la o, o astfel de respingere. Chiar dacă situația de acum este total diferită, uh, și eu cel puțin anticipez ca în uh, acest moment, uh, vorbesc moment ca perioadă și ca context macroeconomic, există o probabilitate mare ca acest maxim istoric să fie depășit. Deci, prin urmare, tot tranzacții de cumpărare să să caut. Eu nu aș am revenit pe un time frame mai mic, pe H4. Deci, mă aștept fie la încă o mică creștere, după care vreau să văd um, o corecție care să mă ducă fie în zona 1993, fie în zona de la 1979. Ideal ar fi cu cât corecția să fie mai adâncă, cu atât pe mine m-ar avantaja cel puțin ca trader pentru a găsi o intrare de tranzacționare cu un ordin de cumpărare. Cu cât prețul crește, cu atât mă pot aștepta la formarea unor divergențe pe aceste două maxime și mi-ar confirma probabilitatea mare unei respingeri din această zonă. Cu cât prețul va corecta mai adânc, se va apropia de această linie de suport, o linie de trend ascendentă, cu atât va avea și un raport risc profit bun și Probabilitatea ca prețul să depășească acest maxim istoric și să se mai ducă cel puțin până într-o zonă, să zic, de genul 2000, 2100, de exemplu, 2120, în aceste zone, pentru că am putea să. De ce le spun, nu, e, nu sunt din cap, aș extinde, aș trasa o linie de rezistență între aceste două maxime, care m-ar duce, să zic, în aceste zone. Deci acest scenariu ar fi mult mai plauzibil. Prin urmare, hold, vedem ce se întâmplă și în funcție de ce ne oferă piața să ne pregătim. Deci dacă prețul continuă să crească, eu cel puțin stau departe de acest grafic pentru că nu am o intrare clară, însă în momentul în care o să apară această oportunitate și voi fi pe grafic, voi face o scurtă înregistrare pentru a vă ține la curent. Până ne revedem, nu uitați de linkul din descriere unde aveți materiale educaționale și ca de obicei tradițional la urare tranzacții fericite